și urcarea lui Zlatinski în spatele lui Nuno Rocea. Vătăgelu cu o minge care ajunge la Tudorie. Într-adevăr, poziționat undeva în dreapta lui Brevel. Interesantă această alegere a lui Laurențiu Rec. Pe la vreo 30 și ceva de metri, iată-l pe Stanciu pentru Tudorie, într-o zonă bună, Amrun șutează, însă o face alături. Prima minge expediată spre poarta lui Cristi Bălgrădean. După două minute, Steaua finalizează această acțiune. Revenirea lui Regecamp pare să-i fi băgat în vrie pe adversari, care, cu excepția Viitorului învingătoare aseară la Timișoara, s-au potignit în această etapă. Astra a făcut doar 1-1 cu CSM Iași. A băgat piciorul la minge. Popov are probleme la umăr, ia să vedem. A căzut rău. A căzut pe braț. A fost Popov. Să vedem dacă i-a sărit sau nu umărul. Și nu a apărut un contact chiar atât de dur cu suprafața de joc, dar după cât de tare se vaită bulgarul, s-ar părea că este o problemă gravă. A căzut cu mâna sub el după atacul lui lui Paul Pap. Accidentarea nu e generată de atacul lui Pap, ci de felul în care s-a sprijinit pe cot și probabil exact. A sărit un pic, sau poate a fost până la urmă doar o smucitură, mai mult s-a speriat. De văzut dacă va putea continua, are soluții pe bancă. Maxon ar putea intra în locul lui Apostol Popor, să coboare Cai, fundaș central lângă Valentin Ilie. Siguranță în iarnă Steaua vor fi multe mișcări în lotului, iar echipa ar putea arăta altfel, cel puțin din punct de vedere fizic. Steaua lui Regecamp era o echipă care își sufoca pur și simplu adversarul, ceea ce nu s-a mai întâmplat după plecarea acestuia. S-a încercat schimbarea stilului de joc, unul mai combinativ, și se face semn că Apostol Popov trebuie locuit. Acest rău să fie și un bine, pentru că am spus mai devreme, Cai la mijlocul terenului a părut destul de rudimentar. Cred că mai potrivit e Maxon, un fotbalist care are și o tehnică mult mai bună decât Cai, iar sezonul pare încheiat pentru Apostol Popov, din păcate. Pentru Steaua, Stanciu se pregătește să execute, vine centralul lui Stanciu pe colțul, un pac cu capul pe lângă poartă. Ocazie mare pentru Steaua, în minutul 31, Pap nu a dat de unde vine, a încercat să trimită în colțul scurt. Iată, era ieșit din cadrul porții, de neînțeles, altfel un jucător foarte bun la acest capitol. Ocazie importantă pentru Steaua de a deschide scorul. Cea mai mare ocazie de pe terenului la acțiunile Stelei, purtate în partea cealaltă, în dreapta. Stanciu se apără bine, Dumitraș, care degajează apoi greșit, Tudorie, centrare, Tadeci, un șut al lui Adi Popa! Prinde foarte bine Bălgrădean, un șut chiar pe direcția sa. Ce bine a așezat Tade mingea lui Adi Popa. Iată, a intrat acolo în centru Adi Popa și nu a fost rea ideea de a trage din Amrun, pune mingea jos. Amrun însă rămâne fără soluții, scoate din nou în dreapta pentru Râpă, centrarea lui Râpă destul de bună, Amrun cu capul pe lângă poartă. O nouă ocazie mare pentru Steaua, cel mai bun jucător poate în această primă repriză, Iugurta Amrun semnează această ocazie a Stelei la centrarea perfectă a lui Rupă între 6 și punctul de la 11 metri. Și vine bine de tot Amrun, își pierde adversarul pe drum. Se liniște mingea de acolo, Amrun pentru Tade, e în careu francezul, minge în fața portii, Adi Popa!
Senzațională intervenția lui Cristi Bălgrădean. Adi Popa, omul marilor ratări și cu Dinamo și cu ASEA Târgu Mureș și acum și cu Craiova. Iată, Adi Popa din 6. Cu toată echipa în propriul careu, Stanciu centrează către Muniru, o minge respinsă, Adi Popa dă pe lângă minge, iar apoi dă pe lângă poartă. Ia să-i sară genunchiul lui Adi Popa. Da, bine că nu s-a accidentat la această fază. Iar Craiova, după începutul de repriză în care a stat mai sus, ușor, ușor a făcut din nou pasul. O nouă lovitură liberă pentru Steaua. Stanciu trimite destul de bine. Bălgrădean boxează Adi Popa și posibilitate de contraatac pentru Craiova. Scapă Ivan, îl are în dreapta pe Nuno Rocea. Pasa este însă modestă. Nuno Rocea pentru Ivan. Stanciu, Ivan și-au bătut joc de acest contraatac. Și totul a plecat de la pasa lui Ivan, care l-a scos mult în lateral pe Nuno Rocea. Un 2 contra 1 pe toată lățimea terenului. Bălgrădean degajează în afara terenului pentru că s-a ciorit la faza de mai devreme de un adversar. Revedem faza, mingea boxată. Adi Popa nici cu dreptul nu reușește să șuteze mai bine. Și iată-l pe Ivan aici, ce pasă rea dă Andrei Ivan. Îl scoate în lateral mult pe Nuno Rocea. Când știi că ai un coechipier cu viteză, trebuie să-i dai mingea în față spre careul de 16 metri, nu spre linia de margine. Nu e fault aici la Bălgrădean. De la numirea sa, Banca Stele, bună pasa lui Toșca pentru Amrun, caută soluții, o alege pe cea mai proastă, trage Stanciu de două ori în blocaj. Mingea e în corner, Amrun a încercat să-i trimită lui Adi Popa, deși pe bara a doua venea Cornel Râpă liber. Zidul Oltean a rezistat la această acțiune a Stelei. Zid viu făcut de jucătorii lui Wilson 2. Bălgrădean se culcă din nou pe spate și stârnește de această dată nu numai nemulțumirea suporterilor, ci și pe cea a steliștilor. E nevoie de intervenția echipei medicale din nou, pentru ni să pătrundă, ni să centreze. Vine acum mingea lui Râpă pentru Muniru, care lovește rău. Amrun trage pe lângă poartă. Se mai încheie un atac al Stelei fără minge trimisă pe spațiul porții lui Bălgrădean. Vine bine aici Muniru, sare însă prea mult și lovește cu fața. Dacă ar fi trimis cu fruntea, probabil ar fi fost mult mai ale Stelei din această întâlnire. Urcă și Pap, să vedem, se încumetă să șuteze Paul Pap! Senzațională reușită lui Paul Pap, o nebunie de gol pentru fundașul central al Stelei. Au fost puține șuturi de la distanță, nu a venit absolut nimeni să-l blocheze pe Paul Pap, pentru că nimeni nu se gândea că fundașul Stelei va șuta de acolo. O minge pusă în vinclu, Bălgrădean e căzut în poartă, pe spate. Nici lui nu-i vine să creadă că a putut lua un astfel de gol. Renegatul Paul Pap, care nu mai prindea de echipa de mult, era a treia variantă pentru postul de fundaș dreapta în centru. Nimeni nu se mai gândea să-l introducă. Revedem faza cu șutul lui Pap. Extraordinar, prinde mingea puțin pe exterior, foarte puțin însă, iată, și mingea se duce în vincul porții, mă rog, nu chiar în vincul, dar Bălgrădean a avut o reacție târzie, senzațională această execuție a lui Pap, care avea nevoie probabil de un astfel de gol, de o schimbare de antrenor, de ce nu, de un antrenor care... Spuneai tu la un moment dat în prima repriză că atunci când te mulțumești cu puțin, te alegi cu nimic. Șanse pentru 2-0 pentru Steaua. Adi Popa, gol! Marchează și Gregorita de Steaua în 2 minute. Răpune Craiova, gol marcat de Tadeu, 2-0 din acțiune. Adi Popa își răzbună toate
să-l faulteze, nu avea galben Iliescu, își putea permite un faul, dar iată aici nici măcar nu poate opri pe Adi Popa. Cai și Adi Popa reușește ce n-a reușit pe Cluj Arena cu ASEA, când Steaua putea face 2-0 și în loc de 2-0 s-a făcut 1-1, pentru că Stăncioiu a agățat acea minge. Bălgrădean însă părăsește acum terenul, poate că trebuia să o facă mai devreme, pentru că la golul în pat poate un portar mai proaspăt ar fi avut ceva de făcut. Aici s-a uitat la minge fără reacție, părăsește terenul Bălgrădean, poate prea târziu pentru echipa sa. Și încă o dată se adevărește că trebuie să joci. Deși această frică, repet, mi se pare nejustificată, Băluță, vede roșu, are roșu. Prea multă energie că deodată poate dăuna, nu cred că l-a atins pe Popa. S-a dus în săptare cu talpa la semi-înălțime. De văzut, de revăzut reloarea. Popa ieșe un maestru în simula. Se duce printre, nu prinde cu talpa, altfel se duce printre, nu șterge. Nu prinde deloc, pune piciorul, se duce cu talpa sus, pune piciorul pe gazon. Dacă îl lovea cât de... Și până la urmă, Steaua a reușit să marcheze. Scoate Stratov. Bună execuția lui Adi Popa. Da, în sfârșit a prins poarta. Adi Popa a făcut acea fază la golul 2 în care și-a spălat toate păcatele de colț pentru Steaua. Ultimele secunde, poate ultima fază, centrare însă spre exteriorul suprafeței de pedeapsă. Andrei Ivan urmărit de Râpă, impecabil Râpă în această bine. Seară. Bine de tot, poate cel mai reușit meci al lui Râpă. Exact, atât în defensivă cât și în ofensivă, unde a contribuit cu câteva centrări.